Ansamblul Mara s-a înființat în anul 1968 datorită profesorului Gheorghe Petrovai, care a pus bazele acestui grup folcloric. De atunci până în prezent, ansamblul Mara a câștigat numeroase premii, printre care și premiul Herder pentru folclor, discul de aur și colierul de argint la Dijon, Franța, și multe alte distincții la concursuri din țară și de peste hotare. Avem un eveniment deosebit, întrucât acum la centenar, ansamblul Mara face jumătate de centenar, face 50 de ani de activitate, deci e un moment extraordinar. Din păcate avem și evenimentul umbrit de tragedie, fiindcă o renumită solistă care a activat în cadrul ansamblului Mara, Anu Țătite, astăzi plecat pe ultimul drum din, și păcat, în loc să fie la aniversarea ansamblului, dar asta este, n-avem ce face, Dumnezeu să iertă, să urmească. Noi suntem voioși și bucuroși că ducem tradiția mai departe, avem o trupă de copii minunați care duc faima ansamblului Mara, un ansamblu de renume care și de-a lungul timpului a câștigat foarte multe trofee. Într-adevăr, suntem onorați că, iată, în cadrul ansamblului folcloric Mara au făcut parte unii de cei mai mari artiști ai țării, printre care, cum a început Gheorghe Covaciotă, Gheorghe Turda, Anuța Iusco, regretat Anuța Tite, regretatul Nicolae Tudorovici, regretata Titiana Mihali, mai tineri, Năstăcuța Iuga, Nițuca Iusco, Voichița Nemeș și mulți, mulți alții care astăzi se bucură de succes pe toate scenele țării și, de ce nu, și cele internaționale. Ați pus o întrebare, care a fost cea mai mare realizare? Realizarea că suntem, că existăm, că iată în 50 de ani noi totuși ne-am păstrat, deși nu primim și nu suntem renumerați cu absolut nimic, noi venim cu drag și cu suflet și continuăm să ducem mai departe moștenirea pe care am primit-o de la cei care au început-o. La sfârșitul săptămânii trecute, într-un cadru festiv, reprezentanții ansamblului Mara au sărbătorit cei 50 de ani de activitate, au depănat amintiri și au vorbit despre proiectele pe care le au pentru viitor.